Bitcoin a depășit astăzi 17.000 de dolari. A bătut și pe la 18.000 în ultimele minute, după care s-a întors. Doar azi a crescut cu peste 30% și a adunat un avans de 70% în doar o lună. Păi dacă nici asta nu este bulă speculativă, atunci nimic nu mai este. Însă, ca de obicei, nimeni nu știe la ce nivel se sparge bula. Astăzi a fost împins prima dată la 15.000 de știrea că operatorul pieței de derivate din Australia ar urma să folosească pentru tranzacții tehnologia blockchain folosită de criptomonede, dar care este analizată pentru a fi folosită pentru tranzacții bancare. Motivul spune tot, deci nu este vorba de moneda virtuală, ci de tehnologie care deja este explorată de mult timp pentru sistemul financiar clasic, pentru că scade costurile. Dar asta arată frenezia în care s-a intrat. O știre negativă, de exemplu, despre Bitcoin, care în alte vremuri ar fi făcut ravagii, a trecut acum ca gâsca prin apă. O piață de Bitcoin a anunțat pierderea 60 de milioane de dolari în urma unor atacuri informative. Apoi a venit informația că produsele derivate cu Bitcoin vor intra la tranzacționare în această lună pe piețele clasice și atunci a sărit iar. Creșterea la 17.000, da? Creșterea aceasta, care nu se mai termină, a început cumva să sperie. Spre exemplu, magazinul virtual de jocuri Steam a anunțat că nu mai acceptă Bitcoin. Valoarea Bitcoin a crescut de 15 ori în acest an. În ultimele două luni, pur și simplu a luat-o razna. Impulsul mare a fost primit în urma deciziei operatorului de piețe, CME, cel care deține și bursa din Chicago, de a accepta la tranzacționare produse financiare derivate cu suport în Bitcoin. Un pas pe care unii îl consideră periculos. Managerul unui fond de hedging, destul de cunoscut peste ocean, avertizează că în cazul în care planetele se aliniază în cea mai proastă poziție, Bitcoin poate declanșa un deranj similar celui venit la prăbușirea Lehman Brothers, adică marea recesiune pornită în 2008. Bine, e o diferență de statură între o dita mai banca de investiții și o monedă virtuală. Însă managerul respectiv are câteva argumente. Criza ar putea apărea nu din Bitcoin, ci din produsele care au suport în moneda virtuală. În situația în care Bitcoin se va prăbuși la pământ, casele de clearing ar urma să aibă probleme grave. Ce-s casele astea? Păi ele sunt cele care asigură compensarea tranzacțiilor între jucători, ca totul să fie acoperit. În situația în care un trader care este deschis cu pariuri pe creștere și Bitcoinul se năruie, înregistrează acel trader pierderi masive și nu-și poate acoperi contractul, atunci casa de clearing trebuie să acopere ea suma, pentru că la celălalt capăt este un jucător care a pariat pe scădere. El a câștigat și vrea banii. E, o astfel de situație ar putea lovi case mai mici care nu pot absorbi un astfel de șoc. Și de aici va fi un efect de domino, pentru că va fi afectat tot sistemul, inclusiv derivatele obișnuite. Practic, ar fi foarte periculos ca o monedă virtuală încă neexplorată suficient și mai ales aflată în bulă speculativă să fie pusă pe picior de egalitate cu obligațiuni ale trezoreriei americane, indici bursieri, cu produse serioase și cu o lungă istorie.